Se anunță o nuntă cu mare fast, iar protagoniștii sunt Alin, fiul lui Leo de la Strehaia și viitoarea lui soție, Mihaela. Se fac toate demersurile ca marele eveniment să fie pus la punct până când tatăl său și patroana vor fi eliberați din închisoare. Cel care îi va cununa este Victoraș Micula, care are o singură condiție, să vină la Strehaia cu elicopterul. Potrivit site-ului cancan.ro, în timp ce prințul țiganilor și patroana se află în spatele gratiilor, după ce au fost condamnați într-un dosar de evaziune fiscală acasă, fiul lui Leo de la Strehaia are planuri mărețe. Vrea să se căsătorească, iar naș să-l pună pe Victoraș Micula. Fiul lui Leo a dezvăluit în exclusivitate pentru cancan.ro cum a reușit să-l cunoască pe Victoraș Micula, dar și cum se va desfășura marele eveniment. Am stabilit împreună cu Mihaela să facem nunta cât mai curând, când vine tata Leo și bunica acasă. Și ne-am gândit că trebuie să găsim și naș. L-am găsit pe Victoraș Micula. Ne-am cunoscut pe platforma TikTok.